invitata ediției de astăzi este pasionată de cuvinte, dar mai ales de modul în care oamenii își formulează și exprimă ideile. Dicția este o lecție continuă. Vocabularul se îmbogățește zilnic, iată de ce e important să ne asigurăm că utilizăm cuvintele potrivite. Despre rolul cărților pentru copii, dar și modernizarea domeniului educațional, aflăm și discutăm în cele ce urmează. Doamna Anastasiu, vă zicem bună ziua! Bună ziua! Mulțumim că ați dat curs invitații noastre! Mulțumesc tare mult, a fost plăcerea mea! Zic să luăm loc pentru a discuta atât despre dicție, cât și despre cărțile pentru copii. Cu mare plăcere! Vera Anastasiu, profesoară de dicție. Ceea ce face diferența dintre noi este comunicarea, spuneați anterior. Vin să vă întreb, ar fi aceasta o necesitate a lumii moderne, momentul în care comunicarea s-a pus așa pe piedestal, sau a fost dintotdeauna? De fapt, poziția de comunicator sau omul care va ști să devină un comunicator persuasiv este meseria viitorului. Acum, ținând cont de tehnologiile informaționale care au evoluat atât de mult, oameni care se postează pe rețelele de socializare și a doua zi devin persoane publice, și opinia acestora contează, da, modul în care noi comunicăm face parte din această organigramă a comunicatorului care, cred eu, va evolua. Evoluția acestuia este frumoasă în ultimii ani, făcând abstracție de celelalte aspecte ale rețelelor de socializare în care vulgaritatea și agramatismul sunt la ele acasă, acestea popularizând, de fapt, conștient acest tip de comunicare, dar în multe dintre celelalte aspecte ale vieții noastre sociale, comunicarea este cartea noastră de vizită. Este ceea ce ne definește pe noi ca indivizi și, până la urmă, aceasta a făcut întotdeauna diferența. E vorba de omul ăla cult, care are inteligibilitatea vorbirii la bază, adică este ușor înțeles de către ceilalți, care atunci când într-un context de comunicare, fie la un supermarket, fie la prezentarea unui produs, oamenii remarcă întotdeauna modul în care el vorbește. Atitudinea pe care o are, gesturile care fac diferența, chiar și modul în care este îmbrăcat, zâmbetul, cu delicatețe, punctuația. Da, până la urmă, partea de comunicare este, dacă vrei, una care trebuie să fie prețuită atât de educatorii care îi ajută pe cei mici la grădiniță să apară în față, învățătoarea care îl încurajează pe un copil din clasa a patra să participe la un concurs și să fie expresiv, dar și liceanul care își dă bacalaureatul și urmează să-și aleagă următoarea lui meserie în care partea de comunicare va face diferența. Vezi? De fapt, acesta este un aspect care amprentează toate etapele vieții unui individ dacă acesta are interesul în a crește și în a-și depăși condiția. Pentru că, să fim serioși, există și oameni care nu-și doresc să evolueze. Rămânând la acest subiect, cum vă explicați că totuși într-o lume în care avem atât de mult acces la carte, la ore de dicție, de ce nu, și totuși alegem să utilizăm jargoane sau cumva să tolerăm acea vorbire mai puțin frumoasă? Cartea înseamnă evoluție. Ceea ce nu înțelege moldoveanul care locuiește în Republica Moldova este faptul că el vede, unii dintre aceștia văd în carte o spaimă, o frică. De ce? Pentru că atunci când trebuie să citești, trebuie să depui efort. Mulți dintre oamenii cu care am interacționat m-au întrebat, de fapt, ce ar trebui să fac pentru ca să-mi dezvolt vocabularul, pentru ca să pot să am o comunicare foarte bună. Nu trebuie să plătiți pe niciun antrenor de dicție și pe niciun profesor. Pur și simplu trebuie să intrați într-o librărie, să luați trei cărți. 1. Cărți autobiografice. Deci luați cartea unui psihiatru, unui profesor, unui politician, dar să fie autobiografică, sportiv până la urmă. 2. Luați o carte care vă pasionează și e legată de meseria dumneavoastră. Vă pasionează, nu știu, șoferia, dansul, culinăria, orice. Și luați o beletristică, luați un roman, luați orice altceva și citiți 10 minute din fiecare dintre aceste cărți. Dar citiți în voce și încercați să povestiți ceea ce ați înțeles cuiva. Faceți acest exercițiu timp de 21 de zile. Și nu o să mă mai întrebați pe mine niciodată dacă aveți cuvinte în vocabular,
dacă puteți să vă exprimați, dacă aveți fluența și coerența gândului, repetând voce și povestiți cuiva ceea ce ați înțeles. De ce în recomandare să găsesc cărțile autobiografice? În primul rând, pentru că acolo omul vede că viața lui sau aspecte din viața lui cotidiană le-au mai trăit și alții. Că problemele cu care se confruntă el acum, financiare, sentimentale, de sănătate, sunt comune oamenilor. Deci caută empatie în cărți. Mulți dintre noi, în continuare, credem că problemele noastre ne sunt comune doar nouă, când de fapt, dacă deschizi ușa, sute de milioane de oameni au exact aceeași probleme ca tine. Și doar unii dintre noi, care cu delicatețe, pozitivism și dorința arzătoare de a-și depăși condiția, încearcă să caute o soluție dincolo de cei patru pereți, dincolo de medicamentele pe care le au pe noptiera, dincolo de sticlele cu vin care stau în frigider, crezând că acolo este soluția. Pur și simplu ieșiți din casă, vorbiți cu oamenii, socializați, citiți, încercați să priviți filme care să lucreze la sănătatea mentală a dumneavoastră și o să vedeți cât de aproape sunt soluțiile de care aveți nevoie. Cartea este vindecare, este puntea de legătură a unui om cu milioane de oameni. Iată răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Despre copilăria generațiilor anterioare menționați, ție nu ți s-a spus gândește, s-a spus tu muncește, va gândi altcineva pentru tine. Mai avem înrădăcinate aceste obiceiuri? Este o realitate în Republica Moldova. E greșit să credeți astăzi, dacă stați doar pe rețelele de socializare, aveți 10.000 de prieteni care vă urmăresc, vă dau click la postările dumneavoastră și încercați să vă creați o aură, un mediu în care să credeți în continuare că aceasta este bula în care toți oamenii cred ca dumneavoastră. Vă invit cu mine să mergem la 70 de kilometri distanță de Chișinău și să vedeți familii în care ți se spune: eu te-am făcut, eu te omor. Tu nu gândi, altcineva pentru tine gândește, tu muncește. Dacă nu o să înveți, o să ajungi ca fratele tău, o să ajungi ca sora ta. Ni se par ușor uitate, dar ele în continuare există. Am reușit să emancipăm o mare parte a acestei populații. Dar există oameni care, în continuare, nu dau curs unui, să zicem, curs de dicție. Ei nu văd utilitatea acestuia. Toată lumea vorbește, de ce am nevoie de asta? Nu dau curs, spre exemplu, unui curs de limbă engleză. Cu cine vorbești tu engleza? De ce trebuie ție engleza? Bani aruncați! Nu merg la sport. La ce trebuie ție sport? Tu arăți bine! Vedeți ce se întâmplă în capul multor oameni de aici? Faptul că orice presupune efort sau bani, tu nu ai nevoie. Este o realitate cu care am crescut eu, dar cu care ați crescut și dumneavoastră. Și anume, faptul că părinții noștri, în anii 80, mentalitatea pe care o aveau atunci și în continuare, unii dintre noi, crezând că principiile pe care ni le-au oferit părinții pot fi aplicate sau aplicabile și în cazul copiilor noștri, atunci când veneau adulții la noi în casă, părinții nu ne lăsau niciodată să ne exprimăm un punct de vedere. Ni se spunea: copiii nu au voie să rămână aici în care adulții au o discuție de adulți, ei vor merge în altă cameră. Atunci când se lua masa la tot felul de sărbători, ce se întâmpla? Părinții nu ne lăsau să stăm la aceeași masă de sărbătoare și ni se spunea: copiii vor mânca în altă cameră, în alte condiții, din alte tacâmuri. Și am crescut mari. În ziua în care am dorit să ne întâlnim cu încrederea, cu siguranța de sine, cu persoasiunea în a convinge de fapt pe cineva la primul nostru loc de muncă, la merge la facultate, să ne dăm un examen, frica, emoțiile, neîncrederea ne băteau la ușă. De ce? Pentru că a avut grijă un adult, când eram noi mici, să picure întotdeauna acolo și să ne spunem: încă nu ești pregătit, încă nu ai un punct de vedere, încă nu trebuie să mănânci în această cameră. Dar tot ei, când am ajuns adulți, ne-au spus: trebuie să fii încrezător, dacă a reușit ăla, o să reușești și tu. O altă greșeală pe care au făcut-o adulții în relația cu generațiile din Republica Moldova a fost faptul că ne-au comparat întotdeauna cu altcineva. În familia mea nu eram întrebată ce notă am luat eu ultima dată. Eram întrebată ce notă a luat Elena, Maria, Ioana, Mircea. Iată de ce vreau să-i sfătuiesc pe părinții care mă urmăresc în acest moment. Sunt un om care de 10 ani mănâncă tehnici de comunicare pe pâine. Sunt pasionată de educație și dicție la infinit. Tocmai de aia nu vă mai comparați copiii cu alții, dar întrebați-l pe copilul dumneavoastră: ce notă ai luat tu la ultimul test?
și compară-l pe copilul tău de astăzi cu cel de la ultima lucrare de control, nu cu ce notă a luat altcineva din clasă. În felul acesta, competiția va fi întotdeauna cu el, cu rezultatele lui și nu cu ceilalți colegi pe care el. Și astfel va avea loc și apropierea de carte. Întotdeauna. Apropierea de carte este, de fapt, un stimul pe care părintele îl dezvoltă chiar de la 6 luni. Atunci când copilul ține în gură cărți textile, cartonate, cu foarte multe imagini și mai puține cuvinte. De fapt, sunt onomatopeile, cele pe care le găsim în cărți prima dată, în care noi învățăm cum face rața, cum face gâsca, cum face porcul și așa mai departe. Și chiar dacă ni se pare că el nu înțelege cartea, odată pusă în brațele unui copil, cu regularitate, devine prietenul numărul 1 al unui copil. E greșit să crezi că un copil nu înțelege. O să vedeți cu câtă bucurie și plăcere își întoarce paginile. Asta trebuie să facă la 6-7 luni. Și ulterior să-ți arate cu degetul și tu să-l privești cu delicatețe și să-i spui despre cine este vorba. Urmărindu-ți articularea buzelor, forma exprimării pe care o redă acea onomatopeie, mac, mac, piu, piu, el nu va repeta inițial. Va procesa această informație în sistemul lui nervos central și vei vedea că la următoarea articulare va căuta să-ți atingă buzele, locul din care s-au pornit acele sunete. Deci noi, părinții, suntem oamenii care influențăm cititul, dragostea pentru carte, plăcerea de a scrie ulterior, bucuria de a recita. Pentru că dacă un copil nu-l vede pe un părinte cum îi recită, niciodată nu va face asta. Și exemplu este fetița mea, Gloria, care a mers și a luat premiul mare la un concurs, când eu prima dată, cred că avea vârsta de 2 ani, i-am recitat pentru prima dată poezia El Zorab, de George Coșbuc. Și am spus, asta este poezia care m-a făcut pe mine să plâng în clasa a 4-a. Pe mulți, cred că i-a făcut și să plângă. Și ea nu a fost foarte inspirată la început, ulterior a mai recitat-o de 2-3 ori. Și când ajungeam întotdeauna la final și spuneam, și cade mortul cal, și știam să fac pauzele, să mă uit la ea, a ajuns să-și dorească ca la primul ei concurs din clasa a 7-a. Mulțumesc foarte mult doamnei Elena Lucianu, profesoara ei de limbă română, care a acceptat provocarea noastră de la Liceul de Limbă Modernă și Management, și bucuria pe care a trăit-o ea pe scenă și modul extraordinar în care s-a manifestat m-a făcut să cred că, iată, un părinte, dacă îi citește, îi recite, îi povestește, nu are cum acel copil să greșească în a-și alege cariera. Menționați chiar la un moment dat că, de fapt, cărțile pentru cei mici sunt, în primul rând, scrise pentru părinți. Așa este. De ce? Cărțile pentru copii și, în general, atunci când eu am conceptualizat prima carte de dicție pentru copii, eu nu am scris-o pentru copii, eu am scris-o pentru părinți. Așa cum ați văzut și în mențiunile pe care le-am avut, Cenușăreasa am scris-o pentru copii? Da, aparent, dar cine o citește prima dată? Mama. Copilul știe să citească până la vârsta de 6 ani? 5 ani, să zicem? Nu. Și ce fac? Îl văduvesc de literatură până atunci? Nu. Eu am exemplu de acasă în care mi s-a citit. Eu ce fac? Mă duc la librărie, cumpăr cartea, o aduc acasă și încep să-i spun Frumoasa adormită, da? Încep să-i spun Cenușăreasa, Alba ca zăpada. Încep să-i citesc Punguța cu 2 bani, Capra cu 3 ezi și să-l fac îndrăgostit de personaje, să avem subiecte de discuții. Și atunci, prima dată, toate cărțile de povești sunt scrise pentru părinți și ulterior pentru cei mici. Ce trebuie să facă în mod corect un părinte cu o carte de povești este nu doar să-i povestească, dar să-l întrebe, dar ce ai fi făcut dacă ai fi fost tu Rapunzel? Ți-ai mai fi dat părul jos să-l fi ajutat pe el să urce? Ce ai fi făcut tu dacă ai fi fost Alba ca zăpada? Orice părinte care mă urmărește în acest moment trebuie să știe că ai povesti copilului sau ai citi copilului în fiecare seară este absolut impecabil. Dar exercițiul este făcut doar pe jumătate. Noi avem nevoie ca el să producă limbaj, să producă o comunicare logică, să aibă o gândire coerentă. Și atunci eu trebuie să întreb, ți-amintești aseară despre ce am citit? Cum o chema pe fetița aia că am uitat? Scufița roșie, așa? Dar de ce avea scufița roșie? Comunicarea nu trebuie să dureze cu un copilaj de 5-6 ani mai mult de, nu știu, 5-7 minute, adică un schimb, așa, un dialog. El și se plictisește foarte repede. Dar a-l lăsa în derivă și a-i spune, nu vrea să răspundă, lasă acolo.
Pentru că nici la 6 luni nu le place copiilor să mănânce brocoli, da? Dar în cantități mici el ajunge să fie introdus în alimentație. Exact ce aici, Ana. Este important să știi că un fel de mâncare, oricât de bun ar fi el, consumat în exces provoacă indigestie. Nu insistați nici la modul la care să creați o rutină din asta în care copilul doar să vadă cărțile și să se retragă. Pentru că tu, adult fiind, cel care mă urmărește acum, punându-ți cărțile în fiecare zi în brațe, nu o să vrei să citești în fiecare zi. Ai și tu zile mai bune, ai și zile mai proaste. Exact asta e valabil și în cazul unui copil. Dar a renega cu prisosință, că n-a vrut odată, n-a vrut de două ori, da, a avut și el o zi proastă, sau nu-i place lectura pe care ai ales-o, sau nu este interesant modul în care povestești, hai să mai analizăm ceva împreună. Dar a renunța e cel mai simplu. E, de fapt, aspectul care a făcut diferența întotdeauna între oamenii care au reușit și cei care n-au reușit, și într-un proces de a convinge pe un copil să citească. Pentru că a renunța a fost întotdeauna la un clic distanță. Cuvântul care mă reprezintă. Empatia. Școala de astăzi este despre oameni 100%. Scriitorul preferat. Iondruța. Succesul unui dialog este ghidat de un profesor care are în suflet pasiune. A fost și în cazul dumneavoastră această idee de apropiere de părinți în momentul în care ați semnat prima carte? Mai mult decât atât, a fost, de fapt, o revelație pe care eu am trăit-o de când eram mică. Părinții mei știind intențiile mele că îmi doresc totuși să ajung într-o librărie, adică nu se imagina că mă gândeam atunci că o să scriu o cărți de dicție, nici pe departe. Dar relația pe care am sudat-o eu în această carte de dicție pentru copii, Găinușa Nouă de la ora 9, dintre mine și fetița mea Gloria, că deși e un titlu aparent care face parte dintr-un nomenclator al poveștilor, în spatele acestei găinușe de la ora 9 se ascunde o fetiță și mămica acesteia. O să vedeți că tata nu este foarte prezent, fetița mea este crescută fără de tata. Și înțelegerea pe care noi am avut-o că e ca așa va rămâne, n-am putut să definez rolul acestuia, dar am aflat într-una din librăriile din Chișinău că există tați care ajung în librăriile din Chișinău și cer cărți, dar în care să nu existe mama. Și atunci m-am gândit totuși să-i dau un rol acestui om și să sudez familia. Eu sunt pentru unitate în familie și căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Și l-am lăsat și pe el în această carte, provizoriu. Este pe alocuri multe dintre secvențele acestei cărți. Dar relația pe care am sudat-o eu acolo și am definit-o, ele fiind într-o casă adevărată, cele două, împreună cu ceilalți frați, este de fapt o reflecție a multor aspecte din viața mea cotidiană pe care le-am trăit împreună cu mama și tata și pe care am considerat că este bine și alți copii să le simtă. Empatia, dragostea, recunoștința, bucuria sau teama că nu voi reuși, că nu voi performa la nivelul așteptărilor. Am încercat să le cos pe toate, să le țes pe toate într-o așezare literară, discursivă, care să-l facă pe un copilaș să simtă căldura. Păi inițial, atunci când m-am pornit la drum, în primii ani, eu am, spuneam și într-un interviu, am urmărit pe cineva de la București care spunea, mi-a luat 7 ani să scriu o carte. Și eu în zefle mea atunci, mi-amintesc că eram 2 ani de activitate, am zis, bineînțeles, pentru că n-ai ce spune, să vezi la mine cum așez și dintr-o respirație o să o scriu. Și începuserem să conceptualizez cartea. Am stat, m-am gândit, am analizat, am pus pe foaie cam care ar trebui să fie strategia acestea, conceptul cărții, cuprinsul. Am tăiat și am plecat la muncă. Am revenit peste 2-3 luni la acea carte și mi-am dat seama că nu am ce spune. Produsul meu era mult prea crud ca eu să ajung acolo. Am avut nevoie de 10 ani ca să pot să stau dreaptă în fața oamenilor și a specialiștilor care mă urmăresc, să le spun că bâurile sunt explozive, bilabiale și orale și nu nazale. Aerul trece doar pe gură, buzele se țin strâns, lipite și produc o explozie în comparație cu M, care este doar bilabială și nazală, aerul se duce pe nas. Și ulterior mi-am dat seama, în timp,
că lucrurile s-au întâmplat exact cum trebuie. Inițial cu partea mea de carit logopedic, care definește partea de logopedie, cum am spus, partea de chirurgie, în care eu corijez un defect de vorbire, și ulterior dexteritatea vorbirii, în care îl învăț supa-sune-sus, șanse și nenus, supa-sune-sus, șanse și nenus. Cât de des ajung părinții să-și aducă copiii pentru că au o deficiență de vorbire? Și care ar fi top 3 recomandări în acest sens? Tehnologiile informaționale ne-au distrus o mică, mare parte din copilașii noștri. 1. Au dificultăți de concentrare și atenție. Merg la școală, dar nu își mai dau seama, citesc o sarcină și nu înțeleg ceea ce trebuie să facă. 2. Îți spun foarte repede ceea ce au de spus pentru că ei au nevoie cât mai mult să se întoarcă la lumea lor virtuală. În momentul în care copilul vorbește foarte repede, are dificultăți de atenție și concentrare, are lipsă de vocabular. Avem copii pe care părinții ne-i aduc spunând: l-am lăsat acasă, doamnă, n-am avut ce să fac cu el, eu trebuia să muncesc, a rămas în telefon, este adevărat. Dar nu mai știe cum se numește periuța de dinți copilul. Copiii, aproape unii dintre ei, dezvoltă retard mental. Ce înseamnă asta? Ei nu mai sunt conștienți de ceea ce scot ei pe gură. Ei pot să vorbească doar despre jocuri, doar despre anumite stadii pe care ei trebuie să le treacă în jocurile lor și atât. Îl întreb despre un joc, îți povestește absolut tot. Îl întreb despre o carte, nu are nicio carte preferată. El nu a memorat absolut nimic. Și al treilea aspect important este să înțeleagă că școala ne învață pe toți același lucru. Miorița, Luceafărul, toți de la școală știm exact aceleași lucruri. Dar un copil devine lider și învață să-i conducă pe alți oameni când este adult, dacă învață să facă mai multe decât îi se spune la școală. Despre fericire am înțeles că... este despre Gloria, fetița mea. Omul care mi-a schimbat viața. Mama. Lecția timpului este despre... despre familia mea. Visul încă nerealizat. Dicția să ajungă disciplină la clasă. Un alt gând al dumneavoastră era: mi-aș dori ca dicția să ajungă să fie predată la orele de limba română. Este un deziderat pe care îl promovez cu toată inima. Și în continuare, această toamnă, trebuie să vă recunosc că este toamna abecedarului pronunției. Pentru că această primă carte de dicție pe care am scos-o, îmi doresc să devină o opțiune la lecțiile de română în cele 5-10 minute în care noi, eventual, în clasele 1-a, 4-a, mai citim ceva, să fie pe masa învățătorilor din clasa 1-a, 4-a, pentru ca să ajungă să poată să fie introduse elemente de dicție, dar deja conștient, cu niște reguli clare, pentru că această carte permite și cunoașterea regulilor de pronunție. La finalul cărții noi avem o descifrare completă, profesionistă a acesteia. Cartea este plină de logatim, diferențieri fonematice, exerciții de dicție, care să-l facă pe un copil cu adevărat să înțeleagă de ce are nevoie de dicție, cum se pronunță, care sunt etapele prin care trebuie să treacă până ajunge să imposteze, să automatizeze și să consolideze un sunet în viața lui curentă. Cât de departe suntem de această idee de a avea dicția la școală? Nu suntem foarte departe, cel puțin eu cu partea mea de material didactic sunt foarte aproape. Cred că în cam 6 luni manualul pentru clasele 1-a, 4-a este în proporție de 99% gata. Mai e și partea aia de curiculă pe care trebuie să o respecte cartea. Dar ce vreau să vă spun este că eu am o siguranță de 100% că această afinitate pentru limba română, care se numește dicția, va deveni prioritară în școală și că va fi predată la clasă. Voi milita pentru acest deziderat până la capăt și este unul dintre obiectivele majore pe care eu le am. Și atunci când m-am pornit la acest drum, în urmă cu 10 ani, am știut exact cum trebuie să arate o lecție de dicție în școlile din Moldova, dar și din România, pentru că deocamdată nici acolo nu se predă. E o bucurie să vezi că totuși oamenii se îndreaptă către carte. Mult prea puțin, este adevărat, dar evoluția acestora este. Mă bucur că au apărut scriitori noi, mă bucur că s-a îmbogățit totuși raftul de la librărie și cu autori care reușesc să promoveze atât de multe idei proaspete
pe care tânăra generație are dreptul și bucuria să le savureze, așa că mă uit cu pozitivism la ceea ce se întâmplă acum și îmi doresc ca această evoluție să continue. Și pentru că suntem la sfârșitul dialogului de astăzi, vin să vă întreb, îmi dau seama că e destul de complicat să delimitezi un singur lucru care e important în formarea unui vorbitor bun și totuși, dacă ar fi să alegeți un singur ingredient, care ar fi acela? Vocabularul. Nu poți construi un comunicator care nu are vocabular. Te pot cosmetiza, te pot lua la magazin, te pot îmbrăca, îți pot face o coafură frumoasă, îți pot pune verighetă ca să vadă lumea că ești căsătorit, că românii, dacă te văd măritată, însurată, au mai multă încredere, îți pot pune o pereche de ochelari. Pentru că oamenii, atunci când vorbești în public și te văd cu ochelari, se gândesc, mama, a citit 10 de cărți, este foarte deșteaptă. Te pot învăța gesturi, te pot învăța să joci în scenă, te pot învăța să schimbi poziția picioarelor atunci când schimbi ideea, te pot învăța să maschezi modul în care tu vorbești cu oamenii și să cosmetizăm emoțiile tale. Dar nu-ți pot pune cuvintele în gură, pentru că limba nu are memorie în comparație cu inima care are reflexul de a bate. Limba este cel mai leneș organ pe care noi îl avem. Te ajută să vorbești creierul. Dacă el înțelege ceea ce trebuie să spui, limba reproduce. Dacă el nu înțelege, limba se va bâlbâi, va avea blocaje. Nu se va deschide până la cap, deși se deschide gura când toată lumea nu înțelege. Vocabularul, cuvintele, gândurile, emoțiile, experiențele îl vor ajuta pe un om să fie cu adevărat electrizant în fața oamenilor. Amintiți-vă de exemplul omului care nu arăta foarte bine, nu avea cele mai bune haine. Dar atunci când se așeza pe scaun și începea pur și simplu să vorbească, umplea sala. Deci, ca să devii un comunicator bun, ai nevoie să fii un om bun, să ai cărți bune și să nu-ți fie teamă niciodată să le deschizi. Să ne facem timp pentru carte. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi.